Trebuie reparate datorită faptului că ni se defectează mașinile frecvent. Deci nu putem să circulăm cu mașinile normale, se defectează, trebuie să le băgăm în service, ne costă o grămadă de bani și din cauza aceasta nu se poate circula. Foarte, foarte neîngrijite, nu sunt îngrijite, nu sunt asfaltate, nu sunt puse la punct. Toate sunt dezastru, e dezastru, ție toate, nu e nimic bun, nicio arteră nu face față circulației. Nu numai pe Magrini și pe străzile acestea. E bine că l-a făcut aici la sensul giratorul la doi brazi, că era dezastru și grob. Ce să mai, suntem terminați. Noi șoferii care circulăm în fiecare zi, care stăm pe stradă în fiecare zi, suntem terminați. Ca proaspăt elev al unei școli de șoferi amatori, pot să vă spun că pe teritoriul orașului o singură stradă am găsit-o, să spun acceptabilă, proporție 80%, ceea care trece pe la magazinele astea, supermarket, prin spatele pieții. În rest, trebuie să te ferești de o groapă să nu dai în alta și dai în a treia. Mai ales după topirea zăpezii. Nu mai spun, că acum e un dezastru. E o groapă, da, una, bă, două lipsă, dai într-o carie. Poți să rupi cu toată... Cu toată speranța ai șansă să mai ceva ca la loto. De aceea conducătorii auto au dreptate când spun că drumurile sunt foarte proaste și în oraș și centura. Dreptate și nu e prevăzută în asigurare să-ți despăgubească cineva. Trebuie să umbli tu pe drumuri, la servisuri, pe cont propriu. Cine credeți că e de vină? Organizarea. E o slabă organizare, nu se au în vedere o eșalonare. Doamne, drumuri cu mai aglomerate, mai puțin aglomerate, cu prioritare. Pui un drum prioritar, doamne, ăsta trebuie să fie funcționabil, plus calitatea lucrării. Nu învii peste apă și îmi pui bitum fierbinte. Întotdeauna. Plombe peste apă? Plombele, nu se pun peste apă. Nu vii tu să-mi plombezi imediat pe o umezeală. Căci că așa ne-a spus șeful, păi da, nu se face așa. Se cheltuie banul public degeaba? Da. Un răspuns categoric, da. Ce să spun, că bitumul ăsta costă, toate costă și sunt din banii publici. Păi, dar dumneavoastră nu le vedeți cum sunt și toată lumea de aici nu vede cum sunt drumurile. Extraordinar de proaste, domnule, proaste. N-ai, în calea oraș, față, nu mă refer la Târgoviște Ploiești sau Târgoviște Găiești, care astea le-a reparat acum. Dar cele din oraș e extraordinar de prost. Și centurile... Și centurile, domne. Cărămidar, Magrini, nu mașina, domne. Poliția ne cere să avem mașinile corecte. Așa. Drum, de ce și nouă nu ne face drumurile corecte? Să fie, să mergem și noi cum. Asta vă și întrebăm. Cum mergem în Europa, domne? Da, așa zice că am intrat. Dar suntem în groapă în Europa. Noi suntem în groapă, nu în. Mai ales după topirea zăpezii. Păi dacă mai dă încă două zăpezi, una sau două zăpezi până în martie, merge mai bine pe drum de țară, pe arătură, decât pe asfalt. Cine credeți că e de vină? Cine? Păi conducerea, cine? Noi suntem? Sau dumneavoastră? Nu, conducerea. Că ce s-a întâmplat? Care conducere? Conducerea Dâmboviții. Păi nu noi, nu? Sau dumneavoastră? Păi cine? Păi cine a dat, cine a făcut drumurile? Cine le face? De ce nu ia garanție pentru ei? Că le repară, pune plombe, îi pune plombe pe asfalt, domne. Și plus, domne, că toate drumurile astea care au băgat canalizările sunt de 2 ani de zile, de la Petru Cercel și până la CFR, extraordinar, e de 2 ani de zile care nu le-a astupat. Nu le vede și noastră și le vede toată lumea. Astea de drumuri se ocupă edilii care avem și cu asta pasta. Mai adică mult de atât.